Începând cu data de 14 septembrie, persoanele care beneficiază de pensii de serviciu vor încasa drepturile recalculate potrivit legii numărul 119 din 2010. Potrivit actului normativ au fost recalculate pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, pensiile de serviciu ale personalului diplomatic și consular, pensiile de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari, pensiile de serviciu ale deputaților și senatorilor, pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant, profesionist din aviația civilă, pensiile de serviciu ale personalului curții de conturi. Până în momentul aplicării legii, toate aceste categorii de pensionari erau favorizate de o lege care le aduce pensii frumușele în fiecare lună, indiferent dacă au lucrat sau nu suficient în sistem. Își primeau pensia în funcție de perioada care au avut-o în magistratură, mai precis ca personal auxiliar în instanțe, sau în funcție de numărul de mandate pe care l-au avut de-a lungul anilor. De pe 14 septembrie, 53 de pensionari mehedințeni vor avea pensiile mai mici. Da, în județul Mehedinți s-au intrat sub incidența acestei legi un număr de 53 de dosare și diferențele de diminuare a pensiilor pot să meargă de la 30-40% până la 75%. De exemplu, o pensie care a avut un cuantum de 2500 de lei, acum poate să ajungă la 600-700 de lei. O pensie care a avut un cuantum de 6000-7000 de lei, poate să ajungă la maxim 2000 de lei. Oamenii deja aliniați la sistemul public de pensii spun că este normal ca fiecare să primească astfel de venituri după cum a cotizat. Să li se dea cât a contribuit la stat. Am lucrat 28 de ani, 28-29 de ani. Am în banii, cum s-ar spune, 7.650.000 pensie. Am fost cadru sanitar, am avut muncă de teren. Asta e. Îți mulțumită și pe atât. Cei care au ieșit de sub incidența acestei legi sunt magistrații. Aceștia vor rămâne cu pensiile intacte. În acest moment, cea mai mare pensie din județul Mehedinți o deține un fost magistrat. Acesta primește lunar aproximativ 28.000 de lei.